Copiii din centrele de JASPC Gorj vor petrece sărbătorile în mijlocul unei familii adevărate. Sunt minori care simt căldura unei familii doar o dată pe an. Aproximativ 65 de cereri au fost depuse în acest sens pentru ca micuții să fie alături de părinții lor la masa de Crăciun. Până în prezent s-a înregistrat un număr de 65 de cereri de învoire în familie pentru copiii care beneficiază de servicii de tip rezidențial, aflați în complexele din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Situația acestor copii va fi monitorizată pe perioada în care ei vor sta la familii de către primăriile de la domiciliul fiecăruia. Situația acestor copii va fi monitorizată în această perioadă de către primăriile de la domiciliul fiecăruia, ca urmare a unor adrese de informare transmise de către DGASPC Gorj. Pentru copiii cei care vor rămâne în complexe, se vor organiza diferite activități tradiționale pentru sărbătorile de iarnă. Se vor organiza serbări, vor merge la colindat, vor împodobi bradul de Crăciun și vor primi cadouri.